Astăzi, 1 iunie, de Ziua Internațională a Copilului, Primăria Dumbrăvița, împreună cu Consiliul Local, a organizat o serie de activități dedicate acestei zile. Astfel, ziua a debutat la ora 9 cu un turneu de mini-fotbal. În parcarea de la sala polivalentă, cu începere de la ora 10, a avut loc un concurs de biciclete și role. La sala de sport a școlii gimnaziale din Dumbrăvița, sub îndrumarea doamnei Nicoleta Husac, s-a desfășurat un turneu de tenis de masă. Sala polivalentă a găzduit un turneu de handbal pentru copii. Toți participanții la activitățile sportive au fost premiați de către oficialitățile locale cu diplome și premii dulci. De la ora 13 până seara, în parcul central din Dumbrăvița, toți copiii sunt așteptați cu multe surprize și cu multă distracție. Parcul de distracții și toate jocurile sunt gratuite. Pentru că este Ziua Internațională a Copiilor, Consiliul Local și Primăria Dumbrăvița și nu în ultimul rând dumneavoastră, părinții, dedicăm această zi copiilor noștri. Sunt convins că peste ani și ei vor face la fel când vor ajunge unde suntem noi. Avem un program deosebit astăzi. Colegii mei va prezenta programul. Vă rugăm să rămâneți lângă noi până se face întuneric. Distracție plăcută și la mulți ani tuturor copiilor de la noi din Dumbrăvița și nu numai din țara noastră.